Toate camerele din depozitul de manuale al Inspectoratului Școlar Județean sunt arhipline. În ultima perioadă, zilnic, au sosit tone de cărți de studiu pentru noul an școlar. Din loturile ajunse la Buzău lipsesc manualele pentru elevii de clasa 1, problemă cauzată de întârzierea procedurilor de preselecție. Singura problemă ar fi clasa 1, manualele pentru clasa 1, pentru care s-au făcut comenzi abia ieri, întrucât abia s-a terminat procesul de preselecție și comandă. Să sperăm că nici clasa 1 nu impune mari probleme. Suntem optimiști ca până la sfârșitul săptămânii să le avem și să le putem distribui, astfel încât pe băncuțe copiii să le aibă. Dacă nu le vor avea luni, în cel mai scurt timp, sigur vor fi disponibile copiilor. În cazul celorlalți ani de studiu, nu ar fi probleme în asigurarea manualelor. De pildă, pentru clasa a 6-a, au fost editate noi tipuri de manuale. Școlile sunt așteptate să le ridice din depozit. Sunt așteptate să ridice manualele de clasa a 6-a, care au venit într-un număr record, am putea să spunem, pentru că tirajul este foarte mare. Manualele sunt noi pentru toți copiii. Sunt manuale care au fost aprobate anul acesta, care respectă programa școlară și, da, școlile ridică în continuare manuale din depozit. În 2017, anul școlar a început cu probleme pentru elevii de clasa a 5-a. Manualele lor au sosit după mai bine de 2 luni, perioadă în care la ore a fost utilizat un compendiu care cuprindea sinteza pentru 2 luni la toate disciplinele.